Săptămâna aceasta cineva m-a întrebat, frate Sami, din ce uh, pasaj din Iov ai să predici? Și i-am spus din Iov capitolul 3 și zice, poți să-mi spui care e sumarul predicii? Și după ce i-am spus punctele principale, mi-a zis, frate Sami, predica asta va fi foarte depresivă. Uh, va fi un mesaj tare, sumbru și trist, mă mai gândesc dacă o să vin la biserică duminică seara sau nu. Dragii mei, într-adevăr, pasajul pe care l-am citit și n-am parcurs toate versetele, cu toate că o să trecem prin ele, în cadrul pasajului, în cadrul mesajului, pasajul pe care l-am citit este într-adevăr foarte întunecat. Am citit mai multe comentarii despre pasajul acesta și se pare că este unul dintre cele mai întunecate locuri din Biblie. Pasaje asemănătoare tulburătoare mai găsim în Scriptură, cred că în vreo trei sau patru locuri. Dacă aveți Biblia dumneavoastră, vă rog să întoarceți cu mine la un pasaj paralel, asemănător, în tonalitate, la Psalmul 88. La Psalmul 88, ultimul verset, iată ce mărturisește Iov, iată ce mărturisește autorul Psalmului 88. Iată ce scrie. Zice, ai depărtat de la mine pe prieteni și tovarăși și cei de aproape ai mei s-au făcut nevăzuți. Acum, în limba originală, uitați-vă, ascultați cum sună versetul acesta. Doar întunericul mi-a mai rămas. Sau nu mai cunosc decât întunericul. Dragii mei, presupun că marea majoritate dintre noi care suntem în seara aceasta la biserică n-am trecut printr-un astfel de situație prin care a trecut Iov. Majoritatea dintre noi cred că au văzut o astfel de furtună, un astfel de uragan, numai de la distanță. Presupun că marea majoritate dintre noi doar am văzut norii formându-se la orizont, marea majoritate doar am auzit bubuitul tunetului, dar n-am fost niciunul dintre noi, bănuiesc, nu știu, presupun că n-am fost niciunul dintre noi sau majoritatea dintre noi în situația în care să efectiv să blestemăm ziua în care ne-am născut. Deci, prima aplicație pe care am pentru fiecare dintre noi este să-i mulțumim Domnului. Mulțumește, Domnului, că n-ai trecut niciodată pe acolo, dacă n-ai trecut. Mulțumește că El te-a păzit. Mulțumește că norii au trecut pe lângă casa ta și nu s-au oprit deasupra familiei tale. Mulțumești Domnului, că în suverenitatea Lui, El n-a îngăduit ca o astfel de situație să se oprească în dreptul tău. Însă s-ar putea ca unii dintre noi să se afle în seara aceasta într-un astfel de uragan. Poate că unii dintre dumneavoastră, în timp ce ascultați mesajul acesta, vă aflați într-o astfel de furtună. Unii dintre dumneavoastră chiar ați trecut prin situații recent în care ați germinat gânduri în care, pe care nu credeți că le veți gândi vreodată. Poate unii dintre, voastră, dintre dumneavoastră a spus niște cuvinte și niște lucruri fiind pe calea credinței care n-ați crezut vreodată că vor ieși de pe buzele dumneavoastră Atât de mare a fost suferința, atât de mare a fost greutatea, atât de mult a apăsat povara prin care treceți. Când ți-ai luat crucea să-L urmezi pe Hristos, n-ai crezut că atât de grea va fi crucea. Când ai luat crucea lui Hristos, nu te-ai te gândit că viața va lua așa o turnură. Nu, nu te-ai gândit că poate crucea aceea va produce așa de multă suferință. Și să știți că mulți au trecut prin situația aceasta. Nu doar eu a fost singur. Încep cu Luther, Martin Luther, marele reformator. A doar câțiva ani după reformă, Luther s-a luptat cu episoade de depresie intense și îndelungate, manifestate prin momente de anxietate spirituală severă și lupte emoționale. În astfel de momente, spunea el, experimenta palpitații ale inimii. Transpiranțe abudentă și hohote, împlâns. Era convins că va muri în curând și că va merge direct în iad. Ascultați în, ultima, în urma unui episod ce scrie el. Zice, timp de mai bine de o săptămână am fost aproape de porțile morții și ale iadului. Am simțit un fior puternic în fiecare parte a corpului meu. Hristos a fost complet pierdut. A fost drucimat de disperarea și blasfemia față de Dumnezeu. Charles Spurgeon, marele predicator britanic, veneau să-l asculte în fiecare weekend între 5.000 și 7.000 de oameni. Într-o duminică dimineața predica cuvântul lui Dumnezeu, erau aproape 10.000 de oameni în audiență când niște oameni care tot vreau să-i facă rău, au strigat în jocură, foc! Și chiar dacă n-a fost niciun incendiu, audiența s-a panicat și în la aceea, mulți oameni încercând să iasă pe ușele bisericii și-au pierdut viața fiind călcați în picioare. Și din momentul acela, Spurgeon a coborât într-o groapă întunecată a sufletului și timp de câteva luni n-a mai putut predica. Moise a fost într-un moment în care a rostit cuvinte foarte sumbre. Marele proroc Ilie, care după ce a avut pe muntele Carmel o victorie spirituală extraordinară, a atins mai apoi un prag atât de critic încât în împărați 19 efectiv îl imploră pe Dumnezeu să ia viața. Ieremia, prorocul lacrimilor. Neremia, capitolul 20, după ce petrece o noapte cu picioarele plinse în butuci, întorcându-se spre casă, citează cuvânt cu cuvânt cuvintele acestea de parcă ar fi memorat Iov, capitolul 3. Dragii mei, în seara aceasta ne aflăm în capitolul 3 din Iov, și azi dimineață am încheiat capitolul 2 și ce frumoasă a fost prezentarea și ce clar a fost prezentarea fratelui Vali despre suveranitatea lui Dumnezeu care inițiază conversația, care îngăde suferința, care îngăduie ispita, dar slavă Domnului că și asigură mântuirea prin Domnul Isus Hristos și mângâierea slavă Lui. Dar în seara aceasta... Cuvântul lui Dumnezeu ne deschide, dacă vreți, o fereastră în inima lui Iov pentru a vedea ce se afla în sufletul său în momentele acelea. Eu stă în fața lui Dumnezeu gol, dacă vreți, și descoperit. Orice persoană, orice lucru care a fost sprijin, pe care a contat vreodată pentru încurajare, a fost răpit de lângă el. Și-a pierdut sănătatea, și-a pierdut averea, și-a pierdut, și pierdut familia, soția cu ghilimele de rigoare l-a abandonat din punct de vedere spiritual și el nu știa că în tot timpul acesta... El era, de fapt, obiectul unei provocări dintre Dumnezeu și satana. Și el cunoaște un singur lucru în momentele acelea și știți care este durerea. Dragii mei, condiția lui, după cum ne spunea și fratele Dorin, era de nedescris. Perspectiva lui era fără speranță. În timp ce respinge sfatul lui Satan și a sale de a-l blestema pe Dumnezeu și de a muri, Iov, dragii mei, este disperat și pe lângă durerea și pe lângă angoasa emoțională și spirituală, Iov este un bărbat cu trupul și cu sufletul zdrobit. Și acum, în capitolul 3, dragii mei, bătălia trece din afară, după ce a pierdut averea și copii și bogăția, bătălia trece înăuntru, în sufletul său. Și vedeți, înțeleptul spune așa în proverbe 18 cu 14. Ascultați ce spune înțeleptul în proverbe 18 cu 14, zice, Duhul omului îl sprijină la boală. Da? Deci când ești bolnav, dacă ai Duhul puternic, poți să treci peste boală. Dar zice înțeleptul, dar Duhul dobărât în întristare, cine îl va ridica? Și într-o astfel de situație se afla cum Iov avea și trupul, dar se pare că și sufletul era lui zrobit. Și după o săptămână de tăcere, Iov începe să vorbească. Și acolo pe mormanul acela de cenușă, în fața, în fața acelei cetăți, eu începe să jelească, începe să plângă. Și, dragii mei, capitolul 3 este împărțit în trei plângeri, dacă vreți, și trei strigăte. Și pe primul l-am intitulat așa, de ce am ajuns? De ce am ajuns în această lume? El își pune întrebarea aceasta. Al doilea set de întrebări este, de ce am supraviețuit când m-am născut? Și al treilea set de întrebări este, de ce trăiesc acum? Și el trece prin aceste întrebări. Hai să ne oprim la primul. În versetele 1 la 10 citim următoarele cuvinte. După aceea Iov a deschis gura și a blestemat ziua în care s-a născut. A luat cuvântul și a zis, blestemată să fie ziua în care m-am născut și noaptea în care a zis, s-a zemislit un copil de parte bărbătească. Prefac că sunt în ziua aceea, să nu se îngrijească Dumnezeu de ea din cer și să nu mai strălucească lumina peste ea. Să cuprindă întunericul și umbra morții, nori groși să vină peste ea și neguri de peste zi sunt o Noaptea aceea să acopere întunericul, să piară din an, să nu mai fie numărat între luni, da, stearpă să fie noaptea aceea, ducă-se veselia din ea, blestemată să fie de cei ce blesteamă zilele și de cei știu ce știu să întărâte viatanul să se întunece stele din amurgul ei, în zadar să aștepte lumina și să nu se mai vadă genele zorilor zilei. Căci n-a închis pântecele care m-a zămislit și nici n-a ascuns suferința dinaintea ochilor mei. Eu se întreabă în momentele acelea de suferință, de ce am ajuns în această lume? De ce m-am născut? Și în durerea lui, în această depresie spirituală, Iov dorește ca noaptea concepției sale, ca ziua nașterii sale să fie efectiv ștersă din calendar. Aceste cuvintele, dragii mei, sunt cuvintele unui om efectiv zdrobit de suferință. Un om care nu mai pasă ce spune. Păzească Domnul să ajungem într-o astfel de situație încât să nu-ți mai pese ce spui. A ajuns să creadă că singura soluție la acest torrent de nocazuri care vin peste el este ca el să nu se fi născut niciodată. Mai bine nu mă nășteam, că născându-me, uită, trec prin ceea ce trec aici. Eu în acele momente de suferință și-a pierdut perspectiva asupra lui Dumnezeu. A reacționat exagerat? Da. A făcut declarații exagerate, a sărit de la concluzii greșite și a pierdut judecata sănătoasă și, dragii mei, realitatea este că așa funcționează depresia spirituală. Depresia spirituală, și ce face, dragii mei, îți distorsionează perspectiva asupra vieții. Când credincioșii copiii lui Dumnezeu au parte de astfel de atacuri spirituale și trec prin valea umbrei morții, devin descurajați, mai ales pe o perioadă mai lungă de timp, ei pot pierde perspectiva corectă asupra vieții și pot trage concluzii greșite și exagerate. Astfel de nopți, întunecate ale sufletului, ne pot face să vedem viața care nu se potrivește cu realitatea. Și, dragii mei, slavă Domnului că Iov, chiar dacă a trecut pe aici, într-un final ajunge să înțeleagă mai târziu, dacă întoarceți cu mine la capitolul 5 cu 2, deci puțin mai târziu, că lucrurile pe care le-a spus, le-a spus sub povara greutății. Ascultați ce spune el. Iată cum recunoaște el că a vorbit într-un mod nepotrivit. Zice, o, oh, de ar fi cu putință să mi se cântărească durerea și să mi se pună toate nenorocirile în cumpănă ar fi mai grele decât nisipul mării. De aceea, zice el, îmi merg cuvintele până la nebunie. El asociază că durerea și suferința și greutatea și povara cu, cu greutatea unui plumb care ar fi pus într-un cântar, din cauza asta, cuvintele a luat-o înainte și a spus niște cuvinte pe care nu le-ar fi spus decât la nebunie. Eu recunoaște în strigătele sale, în mijlocul durerii, că a vorbit nepotrivit, că a spus cuvinte pe care probabil n-ar fi trebuit să le rostească. Dar el își continuă plânsul și hai să vedem partea a doua. El zice: De ce am supraviețuit, și în versetele 11 la 12, eu vrăstești următoarele cuvinte: De ce n-am murit în pântecele mamei mele? De ce nu mi-am dat sufletul la ieșirea din pântecele ei? De ce am găsit genunchi care să mă primească și sân care să-mi dea lapte? Vedeți, în momentele acelea de apăsare. Iov nu înțelege de ce am gândit Dumnezeu ca el să supraviețuiască la naștere. Și dacă mai târziu urma să treacă, și de ce am gândit că el mai târziu să treacă prin toate aceste tragedii. Am uitat în Cuvântul lui Dumnezeu și am văzut că referința aceasta cu privire la genunchi face trimitere la un obicei ebraic în care un copil, după ce era născut, era pus pe picioarele tatălui și gestul său când îl punea pe genunchii săi era un gest de acceptare că primea copilul acela ca fiind al său. Eu se întreabă în aceste versete, de ce mama sa a ținut sarcina? De ce nu l-a abandonat pur și simplu dacă viața asta care îi stătea înainte urma să rezerve atâta durere și atâta necaz. Și dragi frați și surori, așa se exprimă persoanele care le simt durere și se află sub norul descurajării. Și cu toate că Iov, dragii mei, își varsă sufletul în pasajul acesta, noi trebuie să înțelegem că el a avut o înțelegere limitată cu privire la moarte. Pentru că Iov zice, la un moment dat, uitați-vă ce zice în versetul 13, zice, acum, dacă aș fi murit atunci la naștere, aș fi culcat, aș fi liniștit, aș dormi și m-aș odihni cu împărații și cei mari de pe pământ care și-au zidit falnici, falnice morminte, cu domnitorii care aveau aur și și-au umplut casele de argint. să nu aș mai fi în viață, aș fi ca o stârpitură îngropată ca niște copii care n-au văzut lumina. Acolo nu te mai necăjesc ce e răi, Acolo se odihnesc cei slăiți de putere. Acolo cei puși în lanțuri sunt lăsați toți în pace. Nu mai aud glasul supritorului, Cel mic și cel mare sunt tot unul acolo și robul scapă de stăpânul său. Dragii mei, Iov ca unul care a fost bogat și care a pierdut totul, în mentalitatea lui și în înțelegerea lui, el zice așa, moartea este acel loc în care toți oamenii sunt duși la punctul de egalitate. Zice, mi-aș dori să fiu acolo și să ajung acolo, că măcar aș scăpa de problemele și de necazurile acestea cu care mă confrunt. Vedeți, ceea ce trebuie să înțelegem noi în seara aceasta este că Revelația Sfânta Scriptură este o Revelație progresivă. Adică, anumite pasaje din Vechiul Testament ne oferă doar o anumită Revelație particulară sau insuficientă. Sunt anumite texte din Vechiul Testament care ne oferă anumite revelație cu privire la anumite învățături din Sfânta Scriptură, dar ele sunt descoperite în plinitatea lor în Noul Testament. Ceea ce vreau să vă spun este că anumite principii, anumite adevăruri, anumite concepte în Vechiul Testament sunt doar plantate ca niște semințe urmând ca mai apoi în Noul Testament să devină roade, să dea roade și să le înțelegem în plinitatea lor. Vedeți, în versetele acestea, Iov vede moartea într-un mod parțial. El nu înțelege cum trebuie. El crede că moartea este un fel de liberare finală de greutățile vieții. Mai bine mor. Și să știți că au fost persoane care m-au abordat, în mod special persoane în vârstă, care au fost pe pat de suferință și mi-au spus, frate Sami, e greșit să mă gândesc că mai bine aș muri, să scap de problemele acestea și de suferința aceasta, Vedeți, eu vede moartea ca pe un timp și un loc de odihnă și de liberare de toate suferințele și greutățile vieții. Și aici el greșește, dragii mei. Pentru că în Noul Testament, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune și ne oferă o altă înțelegere mai amplă cu privire la moarte. Problema este că la fel ca Iov, mulți oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, ei cred că moartea este un somn adânc, care pune capăt încercărilor și provocărilor pământești. Și din acest motiv, în ziua de astăzi, în America și în multe părți din Europa vestică, mulți oameni apelează în mod deliberat la moarte pentru a scăpa de greutățile vieții. De ce? Dintr-o înțelegere greșită cu privire la moarte. Dragii mei, Biblia ne învață clar că moartea nu e un somn adânc că nu este un prag prin care cineva intră în neființă și că moartea este momentul pentru cei care au dormit în Hristos, este momentul în care scapă de greutățile acestei lumi și intră în prezența lui Dumnezeu și își primesc răsplata veșnică și vor petrece o veșnicie împreună cu Domnul Slăvit să fie în numele Lui. Ce diferență, dragii mei, în seara aceasta pentru un om creștin care moare și un om necredincios, când timp ce, cel necredincios jelește și se gândește ce se va aștepta în lumea cealaltă, când credinciosul moare, dar având conștiința faptului că într-o zi se va întâlni cu Domnul său și că își va primi cu luna. A fost, dragii mei, oameni care legat de întrebarea aceasta a morții, la un moment dat m-au întrebat, m-au abordat cu o întrebare foarte complicată. Și m-a spus, frate Sami, dacă un creștin comite suicid, unde ajunge în iad sau în rai? Și am spus, întrebarea aceasta este așa de profundă și așa de complexă. La urma urmei, în ultima instanță, Dumnezeu are ultimul cuvânt. Dumnezeu este Cel care hotărăște în suveranitatea Lui și înțelegerea Lui dar înțelegerea mea personală și pastorală și din nou, o spun cu cea mai mare atenție, pentru că în ultima instanță Dumnezeu are cuvânt, este că păcatul suicidului nu anulează mântuirea, așa cum niciun oricare al păcat nu poate anula mântuirea, dragii mei. Cu toate acestea, Vreau să vă spun în seara aceasta cu cea mai mare dragoste și fermitate tuturor care mă ascultă în seara aceasta și mă ascultă prin intermediul internetului: că suicidul și luarea vieții este un lucru greșit. Și că întotdeauna, indiferent cât de sumbră ar fi situația în care te găsești, indiferent cât de întunecat ar fi tunelul în care te afli, întotdeauna există speranță. Și suicidul nu este răspunsul. Și dacă contemplezi în seara aceasta cu gândul acesta, aș vrea să-ți reamintesc că prima ființă pe care o vei vedea când vei ajunge acolo va fi fața Creatorului care ți-a dat viață în primul rând. Și dacă te afli printre noi. Și ne asculți prin intermediul intermediului. Și dacă ești încercat de diavol într-un fel sau altul, dacă în momentul acesta treci printr-un episod copleșitor și ți-a trecut prin minte gândul să-ți ia viața, nu o face pentru că Domnul te iubește, pentru că Domnul ține la tine, pentru că Domnul te-a creat și ești a lui și pentru că Domnul a dat națiuni pentru tine. Și pentru că Isus Hristos și-a dat viața pentru sufletul tău, pentru că El și-a trimis Fiul să-ți asigure salvarea și ori de cât de întunecat ar fi groapa în care te afli, te asiguri că întotdeauna există speranță slăvit să fie în numele Lui. Pentru cei care sunt ai Lui, pentru cei care sunt uniți cu Domnul Isus Hristos, pentru cei care au fost sigilați cu Duhul cel Sfânt, dragii mei, aș vrea să vă spun că dușmanul sufletului tău te va Căuta, te va ispitind totdeauna să-l blestem și să, și să mori. Asta ai intenționat cu Iov. De atunci până în ziua de astăzi. Dacă nu urechea ta, îți va veni vreodată vreun gând, vreo intenție de a face ceva rău sau de a-ți face rău, ascultă-mă. Gândul acela nu vine de la Dumnezeu. Cel rău îți șoptește aceste cuvinte înveninate. Și cred că motivul pentru care face rău, și motivul pentru care asculți în seara aceasta acest mesaj, motivul pentru care ești expus în fața lui Dumnezeu prin Iov, capitolul 3, un om care a trecut printr-o astfel de depresie spirituală, este să înțelegi că nimeni, nimeni nu este prea departe pentru a fi ajutat, pentru a fi prins și pentru a fi salvat de bunul nostru Dumnezeu, inclusiv tu, slăvit să fie numele Domnului. Și asta aș vrea să fie gândul cu care să plecăm din seara aceasta, din acest loc. Inclusiv tu. Uitați-vă la Iov. În ciuda cuvintelor, în ciuda gândurilor întunecate pe care le are, mai târziu el ajunge să înțeleagă adevărul acesta. L-am citat duminica trecută și îl citesc încă o dată, pentru că, potrivit înțelegerii mele, cred că asta este cheia cărții Iov. În Iov 19, de la 25 la 27, citim următoarele cuvinte. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urme pe pământ. Chiar dacă mi se va nemici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne pe trup, voi vedea totuși pe Dumnezeu îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu e altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta înăuntru meu. Mai târziu, dragii mei, Iov, după cum v-am spus, va ajunge la această înțelegere cu privire la moarte, dar acum, în capitolul 3, el nu percepe situația clar. El vede moartea ca fiind singura cale de scăpare. De aceea el pune a treia întrebare. Versetul 20. De ce să continui să trăiesc? Deci, prima întrebare. De ce m-am născut? A doua întrebare. De ce am supraviețuit la naștere? A treia întrebare. De ce continui să trăiesc dacă am pierdut și familia, și sănătatea, și copiii? Versetul 20. Pentru ce dă Dumnezeu lumină celui ce suferă? Și viața celor amărâți la suflet, care așteaptă moartea și nu vine, măcar că o doresc mai mult decât o comoară, care n-ar mai putea de bucurie și de veselie dacă ar găsi mormântul. Pentru ce zic? Dă-i lumină omului care nu știe încotro să meargă, pe care îl îngăduiește Dumnezeu din toate părțile. Să spinele îmi sunt hrană de toate zilele și jala mi se varsă ca apa. De ce mă tem de aceea mi se întâmplă? De ce mi-e frică de aceea ce am parte? N-am nici liniște, nici pace, nici odihnă și necazul dă peste mine. Întrebarea lui este dacă totuși m-a zămislit mama mea, dacă totuși am ajuns în lumea aceasta, atunci de ce nu pot să mor chiar acum? Pentru că suferința în care mă aflu este insuportabilă. Dragii mei, aș vrea să vă spun în seara aceasta, așa cum am auzit și azi dimineață, nu e greșit în a-L chestiona pe Dumnezeu. Nu e greșit în a-L întreba, Doamne, de ce? De ce, Doamne? Pentru că până și Domnul Iisus Hristos, așa cum am spus în mesajul în limba engleză, acolo pe cruce răstignit între cer și pământ a spus, pentru ce? Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai ai părăsit? Dar vreau să vă întreb eu, acolo pe cruce, când Hristos și-a întrebat Tatăl, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, a primit El răspuns? Hristos n-a primit un răspuns din cer la întrebarea Sa. Așa că nu e greșit să întrebi, dar e greșit să ne așteptăm ca Dumnezeu să ne dea un răspuns. E greșit să credem că Dumnezeu ne datorează un răspuns la întrebările noastre. Vedeți, tot ceea ce a oferit un sens în viață lui Iov, pentru că nu mulți dintre noi, pentru ce trăim, nu? Avem familie, pentru copii, pentru ce tragem, pentru o casă, pentru un confort. În cazul lui Iov, dragii mei, gândiți-vă că el a pierdut tot ce a dat un sens în viață ajunge în punctul în care, dragii mei, nu mai vede niciun scop pentru care să trăiască. Tot ceea ce a oferit în viață i-a fost luat, sănătatea, bogăția, familia. Și cu toate acestea, știți ce văd așa de frumos în capitolul 3? El blestemă ziua în care s-a născut și așa mai departe, dar eu nu zice nimic de Dumnezeu. Iov nu-l blestemă pe Dumnezeu, nu blasfemiază, nu se atinge de numele Dumnezeului cel Sfânt. Și, dragii mei, chiar dacă un adevărat copil lui Dumnezeu poate cădea într-o astfel de stare, el nu rămâne în această stare. Și această seară, dragii mei, în viața unui copil al lui Dumnezeu, nu devine tema vieții sale, nu devine modul său de gândire. Episodul acesta, dragii mei, aș vrea să înțelegem, episodul din, 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 din Iov, capitolul 3, nu este decât o fază scurtă din viața lui Iov. Și da, într-adevăr, este cât se poate de reală, cât se poate de brută, cât se poate de dureroasă, dar este doar o licărire comparativ cu restul vieții sale. Și capitolul acesta ne învață că atunci când frații noștri și surorile noastre trec prin, astfel, trec prin astfel de episoade, ne trebuie să fim sensibili cu cei care îndură și experimentează astfel de momente. Trebuie să învățăm că trebuie să fim empatici. Și mă bucur că pasajul acesta este în cuvânt, pentru că s-ar putea într-o bună zi, tu sau eu, să avem nevoie de un astfel de cuvânt. Mă rog ca niciunul dintre noi să ne ajungă aici. S-ar putea ca unii dintre dumneavoastră, dragii mei, unii dintre noi să nu trecem niciodată, să avem asupra noastră numai lumina prezenței lui Dumnezeu și să avem pare de binecuvântări peste binecuvântări. Dar mă rog Domnului ca în momentele în care vom ajunge prin încercări să ne putem uita la cuvântul acesta și să luăm ca medicament pentru sufletele noastre. Apropiindu-mă de încheiere, aș vrea să vă recitesc ceea ce spune Iov în capitolul 25, în versetul 25 din capitolul 3. Zice el, de ce mă tem, aceea mi se întâmplă, și de ce mi-e frică, de aceea am parte. Aș vreau să mă adresez tuturor celor dintre noi care nu s-au împăcat cu Domnul, tuturor celor care ne ascultă prin intermediul internetului și sunt departe de Domnul. În Proverbe 10 cu 24, înțeleptul spune așa, celui rău de ce se teme, a ceea ei se întâmplă. Dar celor neprihăniți li se împlinește dorința. Permite-mi să te întreb, dacă cuvântul spune celui rău de ce se teme a ceea ce îi se întâmplă? De ce nu mai te temi în adâncul sufletului tău? Să părea să spui, frate sau mi-e, mie teamă, fiind necăsătorit, necăsătorită, că mă voi căsători, că vreau să mă o familie, să am copii, mi-e teamă că la un moment dat, cel care îmi va fi soț sau soție, așa cum se întâmplă și cum e la ordinea zilei, să mă abandoneze, să am inima frântă, Poate că unii dintre noi spun în seara aceasta, frate să mi-e teamă de cancer. Am auzit așa de des cuvântul cancer. mi teamă de incertitudine. mi teamă de sărăcie. mi teamă să ajung vădu, văduvă. mi teamă de infertilitate. mi teamă să nu pierd bani. Aș vrea să spun în seara aceasta care este teama sau care ar trebui să fie teama ta cu adevărat dacă nu te-ai împăcat cu Domnul. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune în Eclesiastul că el a pus gândul veșniciei în inima noastră. Și în Romani, capitolul 1, cu 18, spune cuvântul că toți cei care nu se împacă cu Domnul înăbușă adevărul acesta în elegiirea lor. Știi de ce te temi cu adevărat, dragul meu, dacă nu te-ai împăcat cu Domnul? De următorul scenariu. Că în această lume, că în acest univers, există un Dumnezeu drept și sfânt cu care nu ești împăcat. Și că acest Dumnezeu are catalogul păcatelor tale și catalogul păcatelor mele. Și când vei ajunge în fața Lui, dacă nu te-ai împăcat cu El, n-ai parte nici de jerfă, nici de ispășire, nici de curăție, nici de pace, nici de iertare. Și prietene, ascultă-mă bine în seara aceasta. Asta nu-i doar o posibilitate, ci asta e o realitate spre care tu și cu mine ne îndreptăm, anume întâlnirea cu Domnul nostru. Dacă nu cunoști cartea, eu v-aș vrea să spun în seara aceasta cum se încheie. Într-un final, Job, Job iese din situația aceasta. Coșmarul lui se încheie. Omul, dragii mei, de care, care s-a râs, omul acesta va, va experimenta din nou bucuria, omul care a pierdut bogăția îi va fi restaurată, omul care a pierdut copii, se va bucura în o de bucuria copiilor și așa mai departe. Coșmarul lui Job a fost de scurtă durată dar pentru cei care nu s-au împăcat cu Domnul, coșmarul lor va fi veșnic. Celui rău, de ce să teme, aceeași se întâmplă. Și unii dintre voi, dragii mei, care ne închinăm în seara aceasta înainte lui Dumnezeu, care ne am împăcat cu Domnul, pentru noi, mesajul lui Hristos este următorul. Ești obosit? Ești îngândurat? Ești apăsat? vină la Domnul să primește liberare. Aș vrea să vă spun în seara aceasta că, într-o seară ca cea aceasta de har, Iisus Hristos ne întinde mâna harului și a bucuriei și a prezenței sale. Dar va veni o zi în care același Hristos, când ne vom vedea față în față cu El și dacă nu te-ai împăcat cu El, va, îți va spune, nu te-am cunoscut nici odată pleacă de la mine. Și acel coșmar, coșmarul întunericului veșnic, nu va fi de scurtă durată ca la Iov, ci va fi o veșnicie și nu se va termina niciodată. De aceea, aș vrea să chem pe oricine care nu s-a împăcat cu Domnul, în seara aceasta să se apropie de El, uitându-se la durerea și suferința lui Iov să înțeleagă că de această suferință prelungită și eternă vor avea parte toți cei care nu s-au păcat cu Domnul. Înțelegi tu că bunătatea lui Dumnezeu te cheamă la pocăință în seara aceasta? Mă rog, că dacă este cineva în mijlocul nostru care nu s-a împăcat, să vadă în experiența lui Iov dragostea și bunătatea lui. Și mă rog, ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți în seara aceasta. Pentru că a fost un mesaj de durere, mă rog, ca Dumnezeu să mângâie inimile văduvelor și a orfanilor. Mă rog, ca dacă este cineva în suferință în mijlocul nostru și își duce după suferința singur, Mă rog ca mâna bună a Tatălui să se atingă într-un mod miraculos de persoana respectivă. Mă rog că dacă este cineva între noi care suferă în tăcere singur, să aibă curajul să cheme păstorii bisericii prezbiterii și să ceară rugăciune. Mă rog că dacă este cineva între noi care trece prin Valea Umbrei Morții, să simtă prezența lui Dumnezeu și să plecăm din locul acesta cu speranța că răscumpărătorul nou trăiește, și într-o bună zi vom vedea și noi în cer. Amen!